Ne și mi-am găsit o astăzi pe IFA 22 care e cu din București. Avem astăzi marea finală din Cupa României. O să o facem în felul următor. Vom face două episoade. Un episod unde jucăm finala cu României și un episod unde jucăm finala UEFA facem League. Pentru că mi se pare mai bine așa decât să facem un episod de 20 de minute poate și să avem două meciuri. Două meciuri foarte importante. Mai importante e finala UEFA facem League decât Cupa României. Dar vom face două episoade. Unul cu finala cu Unii și unul cu finala, o facem bineînțelit, ca să nu ne încurcăm și să fie mai bine pentru toți. Mai apoi, sâmbătă seară, vom face un live, pentru că va veni perioada de transfer, vom putea face niște transferuri în iulie și în august, s-ar putea să avem o grămadă de bani, dacă vom câștiga finala, dacă nu asta e, mergem mai departe. Avem 1.400.000, văd că au mai venit niște bănuți din UEFA Champions League pentru că am câștigat noi semifinala, deci pe milioane jumate, cred că o să avem undeva la 40 de milioane, dacă avem atât e perfect, dar să sperăm că avem atât. Mai sunt liberi de contract câțiva, avem și portari, o să trebuiască să îl schimbăm pe Filip, chiar aș vrea unul, unul cu lui Filip, poate găsesc pe aici ceva, dar să vedem, văd că ar fi băiatul ăsta bun, dar nu stă bine la shooting, da, mă gândesc că poate găsesc pe careva care chiar, nu știu, e foarte bun, era la fel, Petrila, Trnăvanu, cam atat Asta parcă l-avem deja în shortlist. Are 6-7 overi, nu știu dacă o să-l cumpărăm. Vedem, bine, cumpărăm. Liber de contract, pentru că vedem că este deja liber de contract. L avem și pe Victor Pau, tot așa în shortlist. Așa că o să simulăm limbeja acum cu FCSB. Suntem pe locul 3 în campionat. Vedem că Botoșan este pe primul loc. O să trebuiască să băgăm noi jucătorii. Bine că avem un meci cu FCSB. Așa că hai să simulăm până la Cupa României să vedem. Sper să o batem pe FCSB. Da, un în 0 cu FCSB, sper să batem pe Botoșani măcar acolo. batem cu 3 la 1 pe Botoșan în ligă, dar pierdem cu Steaua și e mai complicat așa. Avem finala cu pe dar în Liga 1 play-off, ia să vedem. Da, cfr este pe primul loc. E o distanță micuță între Botoșan, Dinamo, Craiova și CFR. Oricum Dinamo trebuie să urci acolo în campionat totuși e distanță de un punct între fiecare echipă. Pe ultimul loc este FC Argeș, pe primul loc în play-out este Uta, pe locul 2 este voluntar. Hai acum să jucăm noi meciul cu Botoșani, ja, vom băga cei mai buni jucători pentru că oricum mai apoi o să vină finala UEFA Champions League, ba nu vine meciul cu Mioveni, vom băga rezervele pentru că oricum Mioveni este pe ultimul loc în play-off, nu are rost să băgăm titularii, Eu odihnim și mai apoi o să venim cu finala UEFA Champions League în episodul viitor. Hai să facem conferința, să vedem acum dacă putem să o batem, o să-l băgăm pe Io în locul lui Matei pentru că a jucat bine în semifinală. Așa și o să băgăm și pe Stoica care cu 71 vere a crescut Stoica. Trebuie să mai crească la shooting și la Quick foot skill moves pentru care are nevoie. Cam așa sunt jucătorii, văd că a venit și Fiulop, dar Fiulop este pus pe listă, așa că o să trebuiască să plece Philop. Deja a venit Stoica cu Eze nu prea aș mai are rostul Philop aici, a fost accidentat 7 luni de zile, hai să vedem. La asta e echipa, formația clasică, hai să venim cu cine joacă, joacă cu Silva Lupeta, Ogenda, Florescu, Remacle, Dragul, Cheroni, Moescu, Brown și Pop în poartă nu știu ce să spun acum, cred că o să ne pună niște probleme acolo, poate o gânda. nu știu, la ce echipă avem o echipă de Champions League, o echipă care a intrat în finala, voi face Champions League și sper să o câștigăm, pentru că ar fi destul de nasol să nu o câștigăm, v-am spus, dacă o câștigăm, mergem mai departe cu cariera, mai facem încă un sezon, pentru că sunt puține episoare, așa că o să mai măgăm un sezon cu Dinamo, poate mergem în Europa League, poate facem și acolo o senzație, dar dacă câștigăm finala, o să intrăm direct în grupele, voi face Champions League, așa că, hai să vedem dacă o putem bate sau pe Botoșani, sigur o să o batem, adică avem o echipă stelară trimisă în teren și suntem la Botoșani. Cred că suntem la Botoșani, nu știu dacă e stadionul lor, nu cred că este, e o locație neutră presupun, dar hai să vedem dacă Radu poate să marcheze și în Copa României. Filip este capitan acolo, e mai important de finală e facem Champions League. Să împart un videoclip, în două videoclipuri să avem, unul cu această finală din Cupa României și unul cu finala UEFA Champions League, pentru că e mai bine așa, adică nu știu câți dintre voi se vor uita până la final sau poate mulți dintre voi veți da skip până la finala UEFA Champions League. E importantă și finala asta, finala cu pe României, pentru că totuși e o finală destul de importantă la noi în România, dar mai importantă e finala UEFA Champions League, e o finală europeană. Da, joacă cu agenda acolo, s-ar putea să ne pună niște probleme agenda. Cred că are două goluri marcate în Copa României sau un gol, nu știu cât are. Flavius Stoican versus Marius Creitorul. Hai să vedem. L am băgat pe Irbud acolo pentru că a jucat bine în semifinala cu PSG. Ei cu Sefer au galben. Am văzut că au făcut și niște poze acolo băieții. E o finală destul de importantă. Așa că hai să vedem noi. Văd că ne-a luat cam tare acolo Rupeta. Iar intră foarte bine. Îl pune pe Stoica pe contra-atac. Dacă dăm gol așa de minutul 3 șutează Stoica. Se stai ca nu cred așa ceva. Avem o echipă stelară, o echipă de UEFA Champions League. Suntem pe cale să devenim campionii europei. Nu avem noi nevoie de Botoșan. Noi pe Botoșani o batem din două mișcări. Aia și spun, adică nu se compara Botoșani cu Atletico Madrid, cu cine jucăm noi acolo în Spania sau unde vom juca. Nu se compara Botoșani cu noi. Noi avem o echipă de UEFA Champions League, ei au o echipă de Liga 1. Popoc, urcă acolo în careu. O centrează, dar este în blocaj, Jean Poma. O să-l centreze băiatul ăsta. Vine acolo foarte bine, cred că Boboc sau cine a fost. Pase greșită dată de Itu. O recuperează bine Irwood. Lupeta intră acolo și o apăr laser. O trimite în corner. Florescu acum o centrează. E să prinde acolo laser foarte bine. Am putea să pornim un contraatac, dar o să urge și Radu. Sefer. Urcă Filip. Nu mă gândeam la Filip. O centrează în care eu acum Stoica. Așa da, o centrare care merită. Stoica cu două goluri. Nu mă gândeam că va marca Stoica două goluri. Două goluri foarte rapide date de Stoica. Bradu văd că n-a vrut să urce la faza asta, nu știu, a rămas în spate. Nu știu ce a vrut să facă, dar o centrare foarte bună, un stop pe piept și o finalizare de campion european. Un jucător ca bine, un jucător care a venit la noi în iarna, când noi cred că eram deja în UEFA Champions League, are și el experiență, asta vreau să spun. Nu a jucat foarte mult în UEFA Champions League, măcar ne-a ajutat. Ne-a ajutat în semifinală, parca Stoica în sferturi ne-a ajutat. Filip acum nu-l oprește pe Cage. O centrează acolo, ampoma acum pentru Radu. Merge mai departe Radu. Stoica pentru ampoma să urce băieții Urca acolo, wood Se bagă foarte tare și este fault Avem o șansă măcar să dea pe poartă Radu Și o apără, pap La urca nu o să ai stoica Shutează Radu de la mare distanță. N-ai cum să-l oprești pe Radu. 3-0, minutul 37. Radu cu stângul are 5 stele la Wickfoot. Putea să dea și cu mâna de acolo, că tot intra în poartă. 3-0 în cupa României cu Botoșani. N-are nicio șansă Botoșani în fața noastră. Ce efect a luat mingea, fix acolo în colț. Sper să facă 90 vrec pe finala voi face Champions League. Are 88 parcă Radu, așa că sper să facă 90 vrec Mai crește el. Uită-te și tu, uită-te și tu, uită-te și tu, 4-0 la pauză, aproape de pauză, Radu din nou cu două goluri, Stoica cu Radu se joacă cu Botoșani, nu mai am nimic de spus, 4-0, deja am luat cupa României, singur de unul singur și finalizare, a dat-o pe jos, a o mai mult la mișto, Radu, nicio șansă pentru pap. 4-0 Radu cu Stoica se joacă cu Botoșani în prima repriză, Filip acolo nu întrege nimic de Filip în Cupa României, că în semifinale îi facem pe că Filip a fost cal cel mai prost jucător de pe teren. Deci întreia Zampo, ma, acolo, respinge Florescu. Sau nu știu cine a fost acolo, că nu-i cunosc. Și 4-0 la pauză. Deja putem da jantele sold, dar nu dau pentru că avem un singur meci după aia va fi foarte scurt episodul. Așa că dacă ne jucăm, ne jucăm până la capăt. Avem 4-0, cred că o să facem undeva la, nu știu, 6-7-0. Sper să îi batem rog pe Botoșanin. Stoica Și este faul Faul de roșu presupun, nu? Nu este faul de roșu Nu i de cartonaș roșu Dar ar putea să facă amândoi Hedricul Radu Șutează Radu Nu, că nu stă bine pe lovituri libere Stoica stă mai bine la lovituri libere Intră acolo în care o ghenta, Dar este oprit de bălașa N-avea ce să-i facă o ghenta, La cât de scund este o ghenta. Marco Eman. o respinge. Nu intră pe asta. Nu știu ce așteaptă băieții. O respinge acolo laser. Lovitură liberă pentru Botoșani. Bate o da. Hai să vedem dacă vrea să de la poartă sau nu. O dă în zid, că am însărit o cu zidul. Iese laser. Pasă pentru Filip. Am putea să mergem la pit, dar văd că deja s-au repliat jucătorii. Bălașa. Șutează acolo. Pasă pentru Radu. Dar da, putea să facă un doi si și stoi și Radu. Dar acum dacă ar mai da fiecare câte un gol ca să facă un doi Hedric. Sau poate face Stoica. Văd că urcă acolo Radu, este liber Radu și trebuia să-i dau lui Radu, dă peste poartă Radu, nu te văd aici, vă. N-ai cum, n-ai cum. Da, ce pot o să spun. Asta e, măcar are două goluri. Sila, făcut de Marco Iman. Marco Iman, nu rămâne acolo în care eu că nu vrea să rămână. O bară destul de interesantă. Putea să fie un gol destul de frumos. Și suntem pe cale, suntem pe cale să luăm Cupa României. Putem fi campionii României, să spun așa. Bine, că cred că ia să vedem noi acum la Stoica, șutează Stoica peste partea. Nu mai contează oricum, avem 4-0, nu contează. Puteau amândoi să facă hat dar văd că nu vor să facă niciun hat nu știu dacă ne putem numi campioni României, pentru că știu că atunci când e titlu, te numești campionul României. Cred că tot ne putem numi, pentru că totuși e Cupa României, nu Cupa Națională. Suntem campioni României și Dinamo este campioana României. 4-0, Stoica, Curadum au jucat împotriva Botoșanului, dar totuși, toată echipa a jucat cum trebuie, Filip, și l-a jucat cum trebuie în semifinala Cupei României. În semifinala lui face Champions League. Filip a cam scărțit Venim că avem câteva animații noi. Nu mai așteptam la asta. Bine că ora asta mereu este aici. 4-0 Dinamo cu Botoșani. Ne-am jucat cu ei. Putea Radu și cu Stoi ca să facă fiecare hetricul, Dar nu au vrut să facă hetricul, Așa că au vrut să rămână doar la dublă. O cupă mai micuță că atât ne permite țara. Și Filip este cel care va ridica cupa. Va ridica trofeul cupei României. Dinamo este... Campioana României dacă mai luăm noi și cupa UEFA Champions League, e ce trebuie, așa? Dacă mai luăm și titlul, tot la fel, Flavius Trican a făcut senzație aici la Dinamo, poate că în realitate nu a putut să facă mai nimic. Dar uite că în FIFA orice este posibil, Dinamo în finala UEFA Champions League, Dinamo câștigă Cupa României, Dinamo este în play pe locul 3 sau locul 2, bine, oricum e o distanță foarte mică între locul 1 și locul 4 parcă, așa că mai avem acolo de jucat câteva meciuri, poate luăm locul 1, poate luăm și titlul, nu mai contează, oricum pe noi ne interesează că avem bani mulți și că suntem în finala UEFA Champions League. Cupa națională Dinamo este câștigătoare cu 4-0 iar în Stoica cu Radu s-au jucat, iar în Stoica cu un gol foarte rapid. În minutul 3 Stoica a deschis scorul cu un super gol. Era și normal că o să-i batem. Radu cu nota 10. De fiecare dată Radu, nota 10 pentru el. E un copil care a putut demonstra foarte multe. Mai ales în Champions League, în Liga 1 și în Cupa României. Da, suntem pe locul 3 cu 41 de puncte. Avem meci cu Mioveni și mai apoi va veni un meci foarte important cu Atletico Madrid. Hai să vedem acum câteva mesaje. Avem câțiva bănuți, dar după după ce vom trece noi de finala UEFA Champions League, o să avem și mai mulți bani. Nu știu câți vom avea pentru că, din câte minte, parcă păstrează și 4-1 câțiva bănuți, cam așa știu. Degeaba adunăm toți banii din semifinale, finală, sferturi și așa mai departe din UEFA Champions League, pentru că cred că se vor înjumătăți banii, nu știu cum va veni, dar oricum noi vom primi o parte, 4 o parte, presupun, nu știu, așa este. S-ar putea să avem undeva la 20 de milioane, Cred că avem undeva la 20 milioane. Da, păi cam ăsta a fost episodul. Data viitoare. UEFA Champions League. mare finală. Așa că o finală deja am câștigat o armează și din UEFA Champions League cu Atletico. Nu știu unde se va juca finala, a Barnam, dar sper să o câștigăm și pe aceea și mai apoi să mai facem încă un sezon și poate la vară să facem niște transferuri, pentru că după finală va urma o perioadă de transfer, așa că vom putea face multe transferuri, putem vine jucători, putem alege jucători. Nu știu dacă o să luăm jucători liber de contract, dar vom lua jucători din România sau jucători români. Vedem oricum pe live, sunt o seară vă aștept acolo pe live. Cam asta a fost episodul, vă aștept și la meciul din UEFA Champions League, un episod care va fi mult mai special decât acesta. Cam asta a fost episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă like, să vă abonați, la nevoie